Direcția de Sănătate Publică a anunțat primul deces provocat de coronavirus în județul Mehedinți. Este vorba despre o femeie de 81 de ani care a fost internată vineri la Spitalul Județean. Timp de câteva ore aceasta a fost plimbată de la spital la secția de boli infecțioase, apoi la pneumologie și într-un final a fost adusă din nou la Spitalul Județean. Sâmbătă a fost transportată la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, unde testele au demonstrat că era contaminată cu coronavirus. În județul Mehedinți a fost confirmat primul deces. Femeie 81 de ani a fost internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova, data de 28 a fost testată pentru COVID-19, în data de 29 a fost confirmată pozitiv, iar decesul a fost declarat în data de 30 martie. A avut antecedente patologice, cardiopatie ischemică cronică, obezitate de gradul 3 și HTA. Femeia sufera și de alte afecțiuni, iar luni a fost declarat decesul acesteia.